fi frig afară, dar eu știu cu certitudine un lucru. Vara is coming, cum ar zice neamțul. Adică după iarnă vine vara, asta e clar. Ascultați la maestru. Dacă vreți un corp perfect, uitați de diete. Trebuie să vă faceți planul pentru un stil de viață sănătos. Ne ajută nutriționistul Mario Popescu. Salut, bine ai venit! Bună ziua! Salut, bună, bine v-am găsit! Ce înseamnă asta, stil de viață sănătos? Stil de viață sănătos este un concept foarte complex. Așa. Ce necesită, în primul rând, încercarea înlăturării unor obiceiuri nesănătoase din viața noastră. Concentrarea eforturilor noastre în vederea înlăturării acestor obiceiuri. Bun. Trebuie să avem grijă de foarte, foarte multe aspecte și trebuie să înțelegem faptul că sănătatea cuprinde un echilibru, de fapt este un echilibru între cele trei planuri. Fizic, psihic și mental, emoțional. Dacă, fără să ne dăm seama, neglijăm unul dintre aceste cele trei planuri, da, cu siguranță se va produce un dezechilibru general care ne va afecta sănătatea. Ne-ai spus de ceva mai devreme despre obiceiuri nesănătoase. Care ar fi aceste obiceiuri nesănătoase? În primul rând, când ne referim la obiceiuri sănătoase și toată lumea se referă la obiceiuri nesănătoase, evident că vorbim de și ne focusăm asupra alimentației nesănătoase. Ce înseamnă o alimentație nesănătoasă? O alimentație nesănătoasă înseamnă, în primul rând, o alimentație dezechilibrată. Da. Cel mai important este echilibru și eu și tuturor pacienților mei le vorbesc despre acest echilibru de care trebuie să țină cont atunci când vor să înceapă un stil de viață sănătos. În primul rând, ar trebui să eliminăm anumite alimente din dieta noastră, respectiv da, tot ceea ce înseamnă rafinat, paste albe, orez alb, pâine albă, să le înlocuim cu varianta lor integrală, care vine la pachet cu foarte multe vitamine, minerale și cu fibrele de care avem nevoie pentru a evita bolile de diabet și cele asociate diabetului. De asemenea, un lucru foarte, foarte important, probabil că multă lume se va simți puțin supărat acum așa, sau așa, zahărul alb. Da, da, da. Zahărul alb este din păcate, este considerat cel mai puternic drog, pentru că dă dependență de la prima administrare și asta știm cu toții. Problema cu zahărul alb este că crește insulina foarte, foarte mult, după această creștere a insulinei are loc o descreștere la fel de da, dramatică și apoi iar simțim nevoia de dulce, din nou simțim nevoia de dulce și intrăm într-un cerc din acesta vicios în care ieșim foarte, foarte greu. Toate aceste creșteri, descreșterea insulinei, duc în final la boli. Să zicem că eliminăm zahărul alb, dar ce facem cu pofta asta de dulce pe care o resimțim adesea? Poate nu mai simțim pofta asta. Cu siguranță asta ar trebui să ne introducem în alimentație, în primul rând, fructe. Da. Fructe cu indice glicemic scăzut, asta este un lucru foarte important și de asemenea să consumăm carbohidrați. Carbohidrați putem să consumăm, dar complex, adică cu indice glicemic scăzut spre moderat. Asta ce înseamnă? Putem introduce fructe, putem introduce tot ce înseamnă leguminoase, legume și așa mai departe. Exemple de fructe. Fructe, da, da. Fructele de pădure, de așa, exemplu, pe care le putem găsi și în variantă congelată și eu recomand varianta congelată. Lumea, în general, e puțin sceptică când aude așa, de congelat, dar varianta congelată este varianta de multe ori mult mai sănătoasă decât da, a fructelor proaspete. Fructele proaspete, în general, își pierd după fiecare zi, după când sunt recoltate, la fiecare da, zi își pierd în jur de 20-25% din vitamine. În schimb, ele, dacă sunt congelate așa cum ar trebui să fie imediat congelate, imediat după cules, își păstrează vitaminele 100%. Uh-huh. De asemenea, ceea ce recomand este să consumăm fructe de sezon. Să da, ne bucurăm de fructe de sezon atunci când este cazul. Că e vorba de, nu știu, când puteți să ne bucurăm de căpșuni, de cireșe, de vișine, de caise și așa da, mai departe. În sezonul recent, am putea să profităm de rodie. Care rodie. Este, da, este un fruct, considerat un fruct și un aliment minune, uh-huh, datorită concentrației mari de antioxidanți pe care o are. Și îl putem consuma fie ca în varianta ei integrală, da, fie ca și suc. E mai simplu ca suc, deoarece pătează foarte mult. E un proces mai complicat. Am înțeles. E vorba și de cantitate aici? Ne-ai dat da, ce exemple de fructe, da, dar da, acum da, cât mâncăm din fructele da, într-adevăr, astea? Ideea este în felul următor, că diferența dintre un, să spun așa, medicament și o travă o face cantitatea. Așa. Nimic în exces nu este sănătos. În la fructe de pădure, că uite, lumea recomandă fructe de pădure. Da, da, da. Nu, dar cât mâncăm fructe de pădure? În general, undeva la 200 de grame.
200 de grame. Cam așa, cam 200 de grame la o masă. În condițiile în care vom introduce în alimentația noastră atât fructe, consumul de fructe, cât și consumul de leguminoase și așa mai departe, regulat mă refer, o dietă echilibrată, veți observa că și senzația de dulce dispare. Asta deoarece carbohidrații cu eliberare lentă au capacitatea de a elibera treptat insulina în organism și automat atunci nu se mai provoacă aceste descreșteri ale insulinei, să ne provoace senzația de dulce. Dar, într-adevăr, trebuie puțină ambiție, dar trebuie să avem în vedere că sănătatea nu e ceva ce ni se cuvine, așa cum considerăm. Mai este un drog foarte periculos, se numește brânza. Am înțeles. Cum facem cu brânza? Brânza nu, așa cum am menționat la începutul discuției, nu trebuie să eliminăm niciun aliment. Okay. Trebuie să ne bucurăm de varianta de toate categoriile de alimente, doar că putem găsi și variante sănătoase. Dacă, de exemplu, sunt consumatorii de lactate cărora le place sau brânzetul cărora le place brânza în mod deosebit, pot opta pentru variantă semi-degresată, nu degresată total. De exemplu, pot opta pentru varianta de mozzarella light în locul mozzarelei full of fat sau pot opta pentru brânzică slabă de casă, pot opta pentru o variantă de lactate și așa mai departe. Dar trebuie avut în vedere că cantitatea de brânză pe care ar trebui să o consumăm la o masă ar trebui să fie undeva la 70 de grame. Undeva la 70 de grame, 70 de grame. 70 de grame, da. Asta e cantitatea recomandată. Ești pro sau împotriva consumului de carne? Sunt adeptul unei diete echilibrate, care o dietă echilibrată presupune includerea produselor de origine animale, inclusiv carne. Dar și aici este o altă discuție. Așa. Și anume că putem introduce carnea, dar varianta ei slabă, nu carne grasă, respectiv carne albă, fie carnea de pește, foarte recomandată și a luat amploare în ultimul timp carnea de iepure. A început să găsească din ce în ce mai mult în supermarketuri, hipermarketuri și eu o recomand cu tărie deoarece are proteină, concentrație foarte mare de proteină, ușor digerabil, aproape la fel de ușor digerabil precum peștele. Da. Este o carne foarte slabă, cu zero colesterol. Trebuie să introducem varianta de carne albă. Uh-huh. Într-adevăr, putem introduce și vestitul porc, dacă ne place, dar mușchiulețul de porc. Uh-huh. Într-adevăr, mușchiulețul de porc are mai puțin colesterol decât pieptul de pui. Da. Carnea de vită? Este recomandată carnea de vită pentru aportul de fier pe care îl aduce, în special fier hem. Acest fier hem se găsește doar în produse de origine animală și acesta are biodisponibilitate mult mai mare și organismul îl absorbe mult mai ușor, în general pentru cei care sunt anemici și așa mai departe. E recomandată o dată pe săptămână. Așa cum și carne albă e recomandată de 2-3 ori pe săptămână. Dar acum depinde și nevoile fiecarei persoane. Pentru o persoană ale cărei obiective sunt creșterea masă musculară, automat că și alimentația trebuie să fie preponderent hiperproteică. Și atunci mai bune surse de proteine sunt cele de origine animală, respectiv carne. Dar, scuză-mă, Cove, cu fructele de mare cum stăm? Fructele de mare eu le recomand o dată pe săptămână. Pentru că, o dată pe săptămână putem consuma calamari, caracatiță, Și așa mai departe. Ele au în compoziție și foarte, foarte mult mercur și trebuie pregătite foarte, foarte bine. Și încă un lucru de care trebuie să ținem cont, acestea trebuie să fie înghețate, să le luăm congelate sau să le congelăm noi înainte. Dar în general nu se găsesc proaspete, chiar dacă au trecut într-un proces de congelare. La noi e mai greu de găsit în forma lor proaspătă. Dar chiar dacă sunt proaspete, trebuie să le congelăm. Da. Ce vreau să te întreb? Așa din câte ne spui tu, aduce foarte mult cu o dietă. Aș vrea să ne explici dacă există vreo diferență între dietă și stil de viață sănătos. Da, în general există, să spun așa. Stil de viață sănătos înseamnă un stil de viață pe care un om sau un concept pe care un om, orice persoană îl îmbrățișează, nu neapărat având niște obiective pe termen scurt, respectiv de fie de creștere masă musculară, fie de scădere în greutate. În momentul în care obiectivul nostru primordial este creșterea în masă musculară sau scăderea în greutate, atunci apare termenul de dietă. Pentru că trebuie să fim mult mai atenți. În momentul în care vrem să ne menținem. Să ne menținem și așa mai departe, acela este un stil de viață sănătos în care conștientizăm că mâncăm ca să trăim, nu trăim ca să mâncăm. Uh-huh. Atunci acela devine un stil de viață. Despre diete vorbim pentru persoanele, v-am spus, supraponderale, care vor să slăbesc și automat atunci trebuie să fie un stil de viață mai mult mai ordonat, restrictiv și așa mai departe. Stilul de viață sănătos nu presupune doar o alimentație sănătoasă. Evident.
cum am spus și la începutul discuției, sunt trei planuri. Atât așa. Alimentația contează, activitatea fizică, da, și odihna. De câte ori ar trebui să facem... În general este recomandat, da, în general este recomandat activitate fizică să avem de 3 ori pe săptămână, da, cam o oră, minimum de 3 ori pe săptămână. Ce putem considera activitate fizică? Adică, nu știu, dacă eu, spre exemplu, urc, că stau la etajul 7 într-un bloc și urc scările de 3 ori pe zi, pot să o consider activitate fizică? Pot să consider, sigur că da, pot să consider activitate fizică, dar ar trebui să fie un interval mai îndelung și o, da, activitate fizică, să spun așa, înseamnă orice ne scoate cât de cât din zona de confort. Aha. Fie că, da, este... Deci tu te obișnuiești practic în fiecare zi făcând asta. Te obișnuiești făcând asta și dacă faci să urci, că nu știu dacă ai avea chiar plăcere să urci o oră scările, da, ai dat de bănuit probabil, dar, este... dar ar trebui să îți ieși puțin din zona de confort. Da. Fie că alergăm pe bandă, fie că mergem la o clasă de fitness, absolut, ar trebui să îți ieși puțin din zona de confort. Și cam cât ar trebui să dureze? Ai spus de 3 ori pe săptămână? De 3 ori pe săptămână, între 45 de minute și o oră. Aha. Cam așa ar trebui să existe. Acum, că sunt persoane destul de sedentare, pentru persoanele care sunt foarte sedentare și, da, petrec foarte mult în fața calculatorului, laptopului și stau pe scaun, pentru ei ar putea, ceea ce recomand, ar putea să înceapă ca la fiecare oră de stat în scaun să aibă 5 minute de mers. Fie că merg, da, în birou, da, fie că tind musculatura și așa mai departe. La fiecare oră ar trebui să aibă un exercițiu măcar de 5 minute. Ar trebui să înceapă cel puțin cu treaba asta. Da. Cât de importantă este odihna? Foarte importantă. Foarte importantă odihna. Ar trebui să includem în programul nostru între 7 și 9 ore, dar să avem de 7 și 9 ore de somn, dar trebuie, da, să avem în vedere că nici foarte mult somn nu este sănătos. Cei mai mult de 9 ore nu este sănătos și probabil fiecare dintre noi știe că la un moment dat am avut zile când probabil am dormit prea mult și nu ne-am simțit chiar foarte, da, energici. Ne trezim mai obosiți, da, decât eram. Trezești, da, dacă dormi foarte mult, dar între 7 și 9 ore, dar ar trebui să avem în vedere respectarea anumitor intervale orare de somn și anume, așa, cel mai indicat ar fi între 22:30 și 6:30. Oh. Pentru că atunci organismul se reface hormonal cel mai eficient. Atunci, da, perioada fereastră aceea până în 12 noaptea. Chiar au existat niște studii de curând care spuneau că jumătate de oră de somn înainte de 12 noaptea echivalează cu 2 ore după 12 noaptea. Uite, știam eu unde pierd. Să știi că mi-am dat seama de multe mai devreme, da. Da. În general, eu am un program destul de aranjat așa și echilibrat și reușesc să adorm înainte 12 noaptea și sunt foarte energic. Cum? Nu te uiți la seriale noaptea? Nu uit la seriale, dar toată lumea mă întreabă și chiar chestia asta. Aud prieteni în jur discutând despre chestia asta. Alt drog, iată, care, da, face rău. Dar te pregătești asta cumva pentru a putea dormi atât de devreme, de la, da, 10 jumătate? Asta voiam să vorbesc, da, mă pregătesc. În primul rând, pe lângă odihna propriu-zis, da, ar trebui să existe și să avem parte și de odihnă activă. Odihnă activă, în primul rând, înseamnă evitarea oricărei surse de lumină albastră înainte de a dormi cu cel puțin o oră, respectiv telefon, uitat în telefon, televizor și așa mai departe, tabletă, nu seriale, toate celelalte. Ar trebui odihnă activă, presupune, în primul rând, să avem timp pentru noi, să putem să ne așezăm gândurile, să ne încărcăm energetic, să ne încărcăm cu gânduri pozitive și automat vom avea parte și de un somn liniștitor. Ceea ce recomand eu este cititul înainte, da, de această activitate. Este foarte recomandată în cadrul acestei odihne active și este foarte importantă pentru a avea un somn liniștitor. În general, și o să vedeți, probabil, cu siguranță. Dar cititul din carte direct, nu de pe tabletă? Cititul sau... din carte, da, cititul din carte direct. O să vedeți că probabil după jumătate de oră de citit... Ușor, ușor se închid ploapele. Se închid ploapele și somnul este mult mai odihnitor. Deci foarte importantă și odihna activă. Ce putem face pentru a ne întări imunitatea? Uite, suntem în plin sezon al gripei. Da, e o întreagă discuție cu această imunitate și tot aud în jurul meu diferite păreri ale persoanelor care consideră că le-a scăzut imunitatea pentru că au stat jumătate de zi în frig. Nu, da, nu se întâmplă lucrul ăsta. Sistemul imunitar este un sistem complex. Este un sistem complex ce crește sau scade pe perioada câtorva luni de zile. Adică un sistem imunitar îl întărim pe câteva luni de zile, chiar ani de zile, și scade de asemenea pe o perioadă de luni de zile. Într-adevăr, sunt factori care pot accelera, da, accelera slăbirea lui, cum ar fi stresul, în primul rând. Stresul acesta este un factor și alimentația dezechilibrată. Pentru a întări imunitatea, în primul rând, trebuie să reducem pe cât mai mult posibil sursele de stres,
să avem parte de acea odihnă activă pe care despre care am vorbit, să avem timp pentru noi, astfel reducând sujele de stres și de asemenea să evităm alimentele, tot ce înseamnă alimente procesate, tot ce înseamnă zahăr alb, alimente rafinate și așa mai departe. Deci alimentația asta are un rol foarte important. Acum, ce am putea introduce pentru a crește în alimentație, pentru a crește, într-adevăr, sunt alimente cu concentrație mai mare de vitamina C și o disponibilitate mult mai ridicată, respectiv lămâile, kiwi, măceșele, aceste alimente ar trebui să le introducem și de asemenea și să nu uităm de lactatele fermentate. Pentru că lactatele fermentate vin la pachet cu bacterii benefice, iar acestea stimulează flora intestinală. Flora intestinală fiind, ea este responsabilă de a susține până peste 80% din sistemul nostru imunitar, ea formează sistemul nostru imunitar. Am înțeles. De asemenea, evitarea antibioticelor și așa mai departe. Da. Asta e altă problemă. Da, știu. Din păcate consumăm foarte multe antibiotice. Poate mulțumim tare mult pentru sfaturi. Cu siguranță, cu cea mai mare plăcere. Ne-a făcut plăcere să stăm de vorbă și te mai așteptăm la noi. Mulțumesc, cu cea mai mare plăcere.